Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ce te oprește? Teama de succes? Partea a patra. Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Geneza, capitolul 39, versetul 3. Pentru a-ți învinge teama de succes, trebuie să faci și următoarele. 1. Acordă-ți timp suficient pentru a duce la bun sfârșit sarcinile dificile de care atârnă succesul tău. 2. Ai grijă de succesul care se prefigurează și nu te angaja în acțiuni care îi se pun de-a curmezișul. De exemplu, să pui deoparte bani pentru mica ta afacere, după care să-i cheltuiești pe fleacuri și nu pe marketing și publicitate. 3. Urmărește atent persoanele cheie care pot influența rezultatele semnificative ale succesului tău. Scapă de ideea că nu ești demn de atenția lor sau că ele nu ar avea timp pentru cineva ca tine. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oameni de rând, spune Solomon în Proverbe, capitolul 22, versetul 29. Boaz nu numai că era proprietarul ogorului de unde a cules Rut grâu, dar el s-a și îndrăgostit de ea și a luat-o de soție. Și astăzi sunt oameni care te observă și care te pot binecuvânta. Pentru a învinge teama de succes. 4. Întovărășește-te cu oameni focalizați pe a duce lucrurile la bun sfârșit și care urmăresc prioritățile corecte când fac aceasta. Privește la modul lor de a acționa și adoptă acele aspecte din comportamentul lor care îl onorează pe Dumnezeu. Și 5. Gândește-te la binele pe care îl poți face ca persoană de succes. Gândește-te la acțiunile altruiste în care te-ai putea implica sau la lucrările și cauzele pe care le-ai putea susține dacă ai avea o stare materială îndestulătoare. Pentru a-ți învinge teama de succes, 6. Înțelege că succesul este ideea lui Dumnezeu și El ne-l dăruiește pentru a-și împlini planurile. Câte vreme motivele tale sunt de a fi pe placul lui Dumnezeu și de a face voia Lui, te poți baza că și pentru tine va fi valabil acest verset: Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca.